che è facile. State voi. Ormai țin număr atât de mare toate secvențele mele încât nu mai știu ce să fac. Și atunci m-am hotărât să mă apuc să fac live-uri cu voi. Sună lor la telefonul, dar n-are nimic. Fac live-uri cu voi, le comentăm împreună. Hai, ne distrăm. Și apreciez că urmăriți în număr atât de mare. Unde ai fost, pitic? La ziua unei prietene. Și? Te-ai distrat? Nu, prea fetele alea vreau să vorbească decât despre băieți. Păi și tu de ce vrei să vorbești? Nu-ți place să vorbești de băieți? Nu. Vreau să vorbești de fete? Nu. Mulțumesc. Hei, după tine plecam. Ce faci? Ești singură. Bravo, te-ai distrat? Nu. Nu? Vezi că am găsit pe net o clinică de scos tatuaje. Așa, și? Și mă gândeam că vii cu mine. Eu mă gândeam că ești un dobitoc. Că scos tatuajul din cauza lui uscată. Ți-a mai spus de 100 de ori că-l scop pentru tine? Sunt bine mersi, după cum bine vezi. Și tatuajul ăla, chiar dacă l-am făcut când noi doi eram bezi, pentru mine înseamnă mult, ai înțeles? Am înțeles. Nu, n-ai înțeles nimic, că la face parte din familie, mă. Poate te răzgândești până mâine. Am zis. Termin și tu asta cât mai repede, că vine proprietarul să o ia. Dă-te tu. Stai că vreau să spun un secret. Știi că eu nu sunt supărat. I-am zis lui Tudor de toate, n-a vrut să creadă nimic, nicio problemă. Dar știi de ce stai așa bucuros? Ia zi. Cât de curând o să zbori de aici? Nu prea cred. Dacă eu spun și știi de ce? Ia, luminează-mă. Singur cuvânt. Anna. Te-am luminat. Dragul meu, nu o să se întâmple asta. Pe bune? Sunt tare curios ce o să-ți mai debiteze tărtăcuța asta. Ce o să-i mai spui tu lui Tudor? S-o scoți pana din capul lui. Nu o să fie foarte plăcut, dar cineva tot trebuie să facă asta, da? Sunt alături de tine, să știi. Ia lucrează tu aici. O să fie tare frumos. Tu ai văzut-o pe Cleo, că nu-i la ea în cameră. A ieșit cu Danezu. Ce-a făcut? A venit și-a luat-o. Mă, tu l-ai lăsat să o ia? Ce vrei, Tudor? Știi cum e taică tu? Auzi, ți se pare normal că m-ai lăsat singură în magazin? A? Tudor, ți se pare normal? Poți să vorbești și la telefon? Pe sufletul ăia, bătrână, dacă i-au făcut ceva. Bă, pleacă, bă, că n-am chef de tine. Ce are mult? A venit Danezu. Și ce vrea? Treaba lui Tudor, ce vrea. Apropo, mi-a zis să zic și ție ceva. Nu mă interesează și așa ești plictisitoare rău de tot. Ba, eu cred că te interesează. Că a zis că o să te castreze dacă nu faci ce zice el. De ce râzi așa, ca prosta? Că mi-închipui cum o să vorbești tu într-o voce pisighiată. Mirela, Mirela, hai scart, scart! Am cadou. Nu, mersi, ia, ieși din camera mea. Ce, mă, te-a trimis Danezu să păzești casa? Tu ai senzația că eu fac ce îmi spune mie Danezu, nu? Mă, ești nebun. Cum să faci tu așa ceva? Hai, zi ce vrei. Eu. Zi, vrei ceva?
Da, stai. De fapt, cred că nu mai vreau nimic. Cred că ai făcut destule. Mersi mult. Foarte bine, să fii sănătoasă. Hai, la revedere. Ce vrei? N-ai zis până acum că nu știu ce... Vino încoa! Ce, mă, ce ești? Nasc! Ce, mă? Suflă, așa, bravo. Oleu, mamă, cum a vin cu ea? Dă mâna! Dar ce ai mâncat, ești burata? Te-ai prins? Ce? Nu mai da! Aoleu, mamă! Ușor! Aoleu, mamă, măi! A fi tăiat și alțul, al drag! Câte chile ai mâncat, ești burata? Stai, nu mai țipa! Hei! Respira! Te rog eu frumos, nu mai țipa că intru în panică și fug și te las pe aici. Nu mai țipa. Să nu te pună dracu să naști pe aici, să-mi naști tu mie în mașină, că nu știu ce-ți fac. Nu mai da-n mine. Ce frică că-ți murdăresc tapiseria. Normal. Mai rapte până la spital. Ce? Nu mai rapte la spital. Acum, bine. Ia, mă, că-ți bărbat. Ia, dă-mi. Ia, vreau face. Ia, pune-mă picioare. Ia, stai, mă, că te... Aoleu, mama, mi-a văzut capul, mama. Aoleu, mama. Împinge fata, mama. Suflă. Împinge. Aoleu, mama. Hai, dă-i fata mea că iese. Dă-i ușor, dă-i. Împinge. Respira, împinge, așa. Așa, trage de tine. Haide, uite că iese. Mai are un pic. Aoleu, îmbrumână. Dă-mi drumul la mână. Iese! Împinge! Aoleu, mamă! Aoleu, ce urătesc, mamă! Aoleu, stai așa că mai are un pic! Tu împinge că trebuie să iau ceva să... Împinge fața mea, împinge! Împinge încă o dată, iau acum, tare! Fata mea, gata. Ia-ți copilul în brațe. Ia-ți mâncați și boiata copilul în brațe, că dacă n-am murit, acum nu mai mor nicio. Bravo, mâncați și boiata. Ia, hai că te duc la spital acum. Bagă-ți picioarele înăuntru, că mai... Aoleu, că dacă n-am murit, acum nu mai mor nicio. Hai. Aoleu. Aoleu.
Gata, fată. Aoleu, mamă, urât e, Doamne. Aici. Numele noastră, vă rog. Da, și vreo diplomă acum sau ce? E procedura de la spital. Scrie Roberto Lăcătuș, Camarele Lăcătuș. Și adresă, vă rog? Da, mă, fată, ție ți-ar dă de agățat acum. Lasă-mă, că am avut o zi. Habar n-ai prin ce am trecut. Lasă-mă, pace. Băi, like, subscribe, notificări, clopoțel, ca să ne uităm toți acolo la filmulețe, că sunt multe și mă bucur că urmăriți în număr atât de mare, să fie bine, vă spun eu.